Copiii care participă la cursurile clubului spun că vor să învețe să construiască roboți care să ne ușureze viața pe viitor. Te-ai gândit cam ce fel de robot vrei tu să faci? Da, unul micuț care se poate aprinde lumina când pun piciorul pe un buton. Crezi că va fi complicat lucrul ăsta? Da, cred că va fi destul de complicat. Prima dată aș începe cu un robot mic, cu mâini cu picioare, care ar găti ceva. Aș apăsa pe un buton și aș pune niște cifre pentru acea mâncare. Micii programatori spun că viitorul văzut de ei este complet tehnologizat. Peste 10 ani voi putea să fac un robot care să ne ajute în viața de zi cu zi. Pentru a face un robot este nevoie de multă gândire și de multă atenție. Iar pentru mine a face un robot, aș fi foarte fericită dacă aș ști că aș putea să creez un robot în realitate. Cei mici deprind limbajele de programare și tainele conceptelor de codare în cadrul primului laborator de robotică din Alexandria. Noi urmărim să deschidem noi oportunități copiilor, elevilor școlii noastre, astfel încât să-i apropiem de programare, astfel încât ei să o înțeleagă ca pe o necesitate a vieții actuale. Laboratorul de robotică de la școala numărul 5 din Alexandria este realizat în cadrul programului Erasmus+. Școala a făcut de asemenea primii pași în domeniul roboticii prin câteva activități desfășurate în parteneriat cu ONG-uri din domeniu. În cel mai scurt timp, micii programatori vor realiza și primul lor robot.